Bună ziua și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Mă numesc Rodica și astăzi vreau să-ți arăt cum fac eu ciorba a la grec. Uite, am tăiat aici cubulețe, zarzavaturile. Am pus, o să-ți las și în descriere ce am pus aici. Am pus 2 morcovi, 2 rădăcini de pătrunjel. Am tăiat câteva feliuțe de țelină, câteva bare de la țelină verdeață, uite, un cartof, câțiva căței de usturoi și, în general, poți să pui la ciorba asta ce rădăcini cam îți place să mănânci. Eu le-am pregătit aici. Vezi cât este, nu știu cât să zic, 700 de grame de zarzavat în total. O să pun în cratiță ca să le pot pune. Pun un pic de ulei de măsline extra virgin. Eu nu folosesc ulei de floarea soarelui sau rapiță. Vreau să dinstui un pic zarzavaturile, să iasă culoare din ele, să dea culoare frumoasă la ciorbă. Le voi pune la foc să le dinstui. Iar aici am fiert un pic carnea separat în altă apă ca să iasă toate toxinele din ea și ce mai este. Am tăiat-o în porții, bucățele mici, cât să fie ușor luate cu lingura. Pentru soțul meu am lăsat aici și ceva bucățică de aripioare. Eu am pus 3 aripioare și 2 pulpe de pui, dar partea aceea, ciocănelele, nu partea unde e mai mult. Le voi dinstui acum. Și am pus și 2 cepe mici, pentru că mâncarea fără ceapă nu este bună. Deci, repetăm. 2 morcovi, 2 rădăcini de pătrunjel, un bastonaș din ăla de țelină verde, câteva fâșii de țelină de rădăcină, câțiva căței de usturoi, 2 cepe mici, cam așa, cât un ou, și le-am pus la dinstuit. Aici le las un pic cu uleiul, dar prefer să pun un pic de apă peste, ca să nu se ardă. Am opărit carnea, dar nu numai că am opărit-o, am lăsat-o, am curățat-o mai întâi la flacără, la aragaz. Se mai poate curăța carnea ca să nu rămână cu pene din acelea foarte mici care sunt greu de văzut. Atunci poți să pui, umezește o vată cu spirit medicinal și dai foc și atunci poți să ții acolo gazul prea scump ca să ținem la gaz sau ai ceva altă flacără la care poți să faci chestia asta. Acum le dinstui. Când consider eu că s-au dinstuit destul, o să torn în cratiță carnea așa tăiată cum am făcut-o eu. Uite, am tăiat tot. Bucățelele le-am scos oasele pentru că nu-mi place să fie acolo. Am să pun un pic de apă aici, după ce le mai întorc un pic, să iasă un pic de culoare, să dea culoare ciorbiței.
aici fac, la cât am pregătit eu, este pentru 4 persoane ciorba. Îmi ajunge la 4 persoane. Pentru noi că suntem numai 2, noi mâncăm de 2 ori din ciorba asta și gata. Mai pregătim la sfârșit, ca să dregem ciorba, 3 gălbenușe de ou și cu smântână sau chefir. Dacă pui chefir, nu mai trebuie să o acrești. Dacă nu e, poți să pui smântână. Dacă vrei să o acrești, o poți acri cu ceva, cu suc de lămâie, cu zeamă de varză, cu... Da? Sugestia mea este, noi așa facem, ca să nu se strice smântâna și cu ou. Noi punem zeama de lămâie în farfurie când mâncăm. Deci nu pun în toată cantitatea care o am. O să pun pauză și revin când am alte informații. Uite, eu am pus apă, cât am acoperit zarzavaturile, n-am pus multă, și am pus un pic de apă călduță. Eu am încălzit în fierbător niște apă. Acum o las un minut, două, să dea așa un clocot. Voi adăuga și carnea, care este aici, așa cum am spus, pregătită. Pun pauză și revin. Uite, aici fierbe cu apa care am pus-o un pic peste. Uite. Acum am să pun și cărnița peste. Însă trebuie să completez cu apă până sus la cratiță. Am umplut cratița cu apă, însă eu pun totdeauna apă caldă. Nu mai iese spumă, nu mai iese nimic, pentru că eu am lăsat-o 2-3 minute să fiarbă cu cealaltă. Potrivesc cu cealaltă apă, potrivesc de sare. De piper, trebuie să pun un pic de piper să... pentru gust, nu pentru altceva. Se mai poate pune piperul în farfurie. Așa. Și am tăiat aici verdeață. Pătrunjel și mărar. O să pun, nu-l pun pe tot, pentru că vreau să mai pun în farfurie pe urmă, atunci când mâncăm. Nu este mult, câteva crenguțe de mărar, câteva de pătrunjel. Uite. Și o las să fiarbă cam 10 minute, 15 minute. Trebuie, carnea e aproape fiartă, deci nu mai trebuie să o las mult. Acum sper să înceapă să fiarbă. Aici am pregătit, pun un pic de sare să nu-și piardă culoarea. Gălbenușele le-am separat, am separat o albuș și gălbenuș. Amestec puțin. Folosesc și chefir, că este acrișor. Asta pregătesc pe când ciorba este gata, ca să pot să
amestec totul. Pun și smântână. Acum fiecare pune, dacă îți place să pui mai multă smântână, poți să pui mai multă smântână, dacă nu, nu, depinde acum după preferințe. Așa, asta este gata. Când ciorba o să fiarbă și eu consider că e gata, opresc focul, cu un polonic o să iau puțină supă din oală, din cratiță, și o amestec cu ce am aici. Dar trebuie să o las 5 minute să se odihnească. Astea sunt pregătite. Așteptăm să fiarbă și revin. Ciorba fierbe la foc mediu. Nu este foarte tare. O las să fiarbă în jur de 10 minute. Să dea câteva clocote. Vreau să-ți spun că dacă vrei să faci un pic mai multă, poți să schimbi cratița, a mea nu-i foarte mare, o poți schimba și atunci mai pui, știu eu, jumătate de cană de orez. Nu mult, pentru că sau pui, știu eu, 5 linguri de orez, 6 linguri de orez, linguri de supă de orez. Și le lași să fiarbă toate împreună. Uite, ciorba mea începe să fiarbă. Așa cum am spus, am dinstuit legumele. Cărnița a fiert înainte, să zicem, de 3 sferturi, ca să iasă toxine, să iasă grăsimea, să putem mânca așa mai sănătos. Aici așteaptă ouăle cu smântâna. Revin. Uite, ciorba mea a fiert în jur de 10 minute. Am încercat și eu morcovul, dacă este, și țelina care este aici pusă, dacă sunt fierte. Carnea știu sigur că este fiartă, pentru că am dezosat-o când am făcut. Acum o să pun un pic de... Deci a fiert atâta, după care am lăsat-o să stea cam 5 minute. Am oprit-o de 5 minute. Uite, pun un pic de ciorbă de acolo, zeamă, supă, cum vrei, să se obișnuiască ou cu așa ceva. Mai pun unul, un polonic. Așa, și acum o să torn toată compoziția. Aici normal ar fi când faci cu o mână torn și cu cealaltă amesteci. Eu nu pot pentru că am telefonul în mână ca să filmez. Trebuie să mai curăț de ou bolul. Așa, acum este în regulă, o amestec să nu mi se facă o papară, are o culoare frumoasă, are un pic de grăsime de la uleiul de măsline, nu vreau să pun mult, că și așa am probleme cu colesterolul, vreau să pun în bol, ca să vezi cum arată, este cam departe bolul de cratiță. Am spus, este destul de greu să și filmezi, să te ocupi și de asta.
așa cum am spus, cu un pic de verdeață la sfârșit. Eu zic că, uite, bucățile de carne sunt aici. Eu zic că arată bine. Și când ai musafir și doar să potrivești de sare, dacă vrei să o acrești cu ceva, o poți acri cu zeamă de lămâie, așa cum am spus, sau cu ceva borș. Am văzut eu că este la magazine borș. Bă, este un la plic. Citești cum este pe plic și atunci pui la sfârșit în ciorbă. Și vezi dacă pui mai întâi, trebuie să pui într-un castron sau în ceva, ca să nu ți se strice smântâna. Și ca să arate frumos, nu, să nu strici aspectul ciorbiței. Totdeauna, eu nu pun decât în farfurie. Noi așa folosim în farfurie. Uite, cu zarzavaturi, poți să pui ce zarzavaturi dorești. Aici este și aripioara care e pentru soțul meu, care îi place așa. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine. Îți doresc mult noroc să reușești să faci o ciorbă bună, să impresionezi familia și prietenii. Dacă ai întrebări, te rog să-mi lași în comentarii. Dacă ai sugestii și critici, le accept cu plăcere. Poate și la mine ceva este greșit. Îți mulțumesc din suflet pentru tot. Poate te abonezi la canalul meu și mai vezi și alte rețete. Am mai multe acolo, poate te interesează ce am acolo. Și îți doresc o zi cu spor și pace și multă liniște și mult noroc în tot ce faci. Să reușești în tot ce faci. Îți mulțumesc că ești cu mine.